este foarte greu. Nu poți să cânti, să zicem, 2 ore, mâine, poi mâine nu mai cânti deloc, după iar îți aduci aminte, nu. Trebuie să muncești foarte mult și în fiecare zi și să nu te lași. Și dacă ți se repeți până ești tu sigur că și dacă te scoli la 2 noaptea și te duci la pian direct, poți să faci același lucru fără niciun fel de greșeală. Mihai e un geniu, Mihai e special și trebuie să avem grijă de copii ca Mihai. Și nu pot să fiu decât mândru că am fost părtaș la ce s-a întâmplat acolo, pe scena. Te gândești, băi, dacă ei sunt viitorul țării, suntem tari. Suntem tari. Pe mine, mă scuzați, eu plec acasă. Când Andra a apăsat Golden Buzzer, m-a făcut să mă simt mândru de mine și să văd că orice muncă și orice sacrificiu pe care l-am se întoarce cu un bine la fel de mare. Mihai este un fenomen și spun că ar trebui să fim recunoscători că a ales să ne viziteze și pe noi. Românii au talent. El pare că e de pe altă planetă. Bravo, meritat din plin! Unii copii, nu știu, mă, nici nu-mi dau seama cum, ce conjunctură au nimerit ei, ce profesori, ce... Cum au reușit să-i facă să devină atât de pasionați de ceea ce fac, încât să acumuleze atâtea cunoștințe, să ajungă la un asemenea nivel artistic la o vârstă atât de fragilă. Vă mulțumesc mult! Învăț la o școală normală. Mă consider un copil normal, cu pasiuni normale, doar cu... O scânteie așa care doresc eu să fiu mai mult, să fac mai mult, perfecționist. Am început să fac singur, să descifrez partituri noi, pe lângă ce-mi dădea doamna profesoară și așa, ușor, ușor, a devenit o pasiune, după pasiune, performanță. Pentru doctorat mă pregătesc. Deja? Păi da, că deja știu piesele. Când poți să-l dai doctoratul? Păi, peste un an pot. Și tu vei fi doctor în? Muzică. În muzică la doar 14 ani? Da. Trebuie să faci multe sacrificii, în sensul că nu o să ai timp să ieși afară, nu o să ai timp să te joci, trebuie să dedici, cum ar veni, 90% din tine pianului. El e născut de mama lui să ajungă unde trebuie, pe marile scene ale lumii, solist la marile orchestre ale lumii, cărând povara geniului său. N-a venit singur, a venit împreună cu sufletul lui pereche, pianul. Pentru că atunci când îl atinge pianul, începe să prindă suflet. Iar noi începem să visăm și să plutim. Mihai Țigaret!